Vă salut, colegi combosili. Eliberăm puțin porumbei la un mic antrenament. Pripășitul am dus la 30 de kilometri, tot s-a întors înapoi. Nu știu ce să-i fac la porumbelul ăsta. Și îmi face și mii de probleme. Deci nu mai pot cu el. Îmi bate puii. Tot e un pic bolnav. Din câte am înțeles, mi-a zis un abonat că e al fii al lui, dar nici nu zice să vină să-l ia, nici să spună ceva anume. Am ieșit la zbor. Au ieșit și de-n pui, da. Unul a sărit direct în firele de înaltă tensiune. S-a cam jumulit un pic. Am firele foarte apropiate. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Ia uitați cum intră la masă. Acesta a intrat în fire, mândățelul ăsta lui. Și pe o pătă, dar văd că și-a revenit. Gritul a fost luat pe timpul tratamentului. Nu se ține gritul niciodată când ne-i dăm pe antibiotice. Ia uitați, sunt rupți după grit. Pripășitul nici acum nu s-a întors. Când îl dau la zbor, pleacă și se duce pe niște case la vecini și mi-i trage și pe ăștia după el. Și se întoarce după o oră, două. Dar nu dă să plece. Unde l-am dus și tot înapoi a venit. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dar după ceva timp va veni și pripășitul. Din asta vă zic că nu e ok. Ia. A venit și el acum. În mare parte după tratament porumbei se prezintă bine. Până și cuiul acesta care era un pic morocanos s-a revenit. Cui. Mâine o să le facem ceai de ulifică.
să le refacem PC-ul. E bine că pripășitul vin la final, n-am mai găsit mâncare. E treaba lui. Am atât cu vlogul de azi.